La spitalul comunal din Saarbrücken, o pacientă este supusă unei operații de extirpare a unei tumori mari la pancreas. În sala de operații se fac pregătiri. Chirurgul se pregătește de intervenție. Folosește ochelari inteligenți și inteligență artificială nou creată. Punctul critic al operației este locul acesta, în zona vaselor centrale, și nu se pot face greșeli. Secționarea arterei hepatice ar însemna o catastrofă pentru pacient. Pacientul ar sângera masiv. Cu ajutorul inteligenței artificiale, medicul poate vedea excrescența din toate părțile în grafică 3D. Asta le ajută să-și pregătească strategia de lucru și să identifice zonele delicate. Până acum, inteligența artificială n-a prea fost folosită în medicină. Ideea unui software care învață în sala de operații îi aparține acestei tinere programatoare. Cred că a fost un fel de pasiune de-a mea să implementez asta în medicină. Este păcat că nu există nicio legătură între tehnologie și medicină, fiindcă tehnica este foarte avansată, dar medicina nu se folosește de asta. Și m-am gândit, de ce să nu folosesc în medicină ceea ce este disponibil? Specialista IT este în sala de operații și supraveghează echipamentul software. Deocamdată, inteligența artificială este în faza de proiect pilot. După mai mult de 3 ore, tumoarea este îndepărtată, iar pacienta se simte bine. Cu fiecare operație, inteligența artificială învață câte ceva. Împreună cu experiența chirurgului, programul se dezvoltă permanent. Până la urmă a fost mult mai ușor decât se credea din imagini, dar a fost totul precis și de mare ajutor. Următorul pas ar trebui să fie folosirea inteligenței artificiale și în operațiile pe alte organe.